Ziua de marți din săptămâna Sântoaderilor este prima marți din postul mare și de numele ei sunt legate interdicții și gesturi rituale care nerespectate atrag mânia căilor lui Sântoader. Postul Paștilor este numit în popor postul mare. Este postul care precede sărbătoarea învierii Domnului. Postul Paștilor este cel mai lung, durează 7 săptămâni, adică 48 de zile, și este cel mai aspru din punct de vedere alimentar. În marțea Sântoaderului, femeile nuțes, nu torc și o lasă mai încet și cu melița. Dacă nu respectă hainele țesute, cusute în această zi, vor atrage trăsnetul asupra persoanei care le poartă. Ce semnificație are ziua de astăzi, marțea încuiată? Da, astăzi e marța încuiată, știm de la bunica mea că nu se lucrează, lucru manual, că e rău de încuiat. E bine doar de spalat, că zice că să curgă, să nu fi încuiat. Asta și pentru animale? Da, mai mult pentru animale, care avem animale, ținem marța încuiată, lăsatul al strâmb, să nu iasă niei cu picioarele strâmbe, pui, purșei, care avem animale. Sau mai era și soborul, cum, iar să nu se soborească, să nu pleșe cu mațele după ei. Nici pământul lucrat în marțea Sântoaderului nu scapă de trăsnet. Se mai numește și marțea încuiată, nu pentru că ar fi de genul feminin, ci pentru că aceia care n-o respectă pot muri de încuietură. Din ziua de marți a primei săptămâni, din ale postului cel sfânt, vasele de dulce se spală, se urcă în pod sau în alt loc să nu fie văzute și să te ispitească la mâncatul de dulce, și se așează cu gura în jos, ca să nu se strecoare necuratul, spiritele nechemate și să stea ascunse în ele. De aceea marțea aceasta se numește și marțea vaselor.